Salut, prieteni, sunt Patrice Podină. Iar voi ascultați Sportal, singurul podcast de sport din România în care nu ne ferim de cuvinte și ascultăm muzică bună. Bine v-am regăsit. Da, ne-am întors, prieteni. Știți că nimic nu e veșnic, deci nici vacanța noastră nu putea să dureze la nesfârșit, din păcate. Pe de altă parte, reîntâlnirea cu voi, prieteni, este neprețuită și ăsta este și motivul pentru care n-am mai avut răbdare până miercuri, ziua în care de obicei înregistrez un nou episod al acestui podcast. Să știți că prima din cele 4 săptămâni de vacanță a fost mai grea, nu prea aveam stare, erau atât de multe de spus, de analizat, dar m-am obișnuit și cu vacanța și chiar mi-a plăcut să mă detașez puțin de toate cele ce se întâmplau în jurul nostru. Sigur că nu am stat departe de gadget-uri, mă rog, de telefon, că asta este accesorul fără de care viața noastră ar fi ciudată. Am mai aruncat câte o privire peste site-uri, peste bloguri, am mai dat câte o tură și pe Facebook, pentru că acolo ne petrecem o parte importantă a vieții și n-aveam cum să nu remarc încă o dată balcanismul care de altfel ne caracterizează pe noi ca națiune, atât în sport cât și în celelalte sectoare ale vieții. Cred că episodul de azi îl putem creiona fără teama că am face ceva greșit sau am spune ceva greșit. Îl putem creiona plecând de la niște versuri pe care le-am citit, le-am auzit de fapt prima oară acum vreo 10 ani, dar care sunt la fel de actuale și azi. Spunea un clasic în viață, un artist, spunea așa: unde să ne mai ascundem când fugim de noi? În jur e pace, nu-mi place, în suflet port un război. Cuvintele astea, repet, sunt cât se poate de actuale azi, 13 septembrie, anul Domnului 2021. De ce mi-au venit în minte cuvintele astea, versurile astea? Păi, pentru că exact asta trăim. Să le luăm pe rând, da? Urmăream în urmă cu vreo 2 săptămâni, nici nu mai știu exact, că încă nu m-am resetat 100% pe muncă, mă rog. Urmăream un live text, pentru că nu eram în țară, desfășurarea meciului Universitatea Cluj Metalul Globus București. Aruncam și câte un ochi pe Facebook, așa în paralel, să văd ce zic unii, alții. Și ce să vezi, la pauză, bucureștenii ne conduceau cu 1-0. Și mamă, ce de mesaje, care mai cretinuțe, ca să nu le zic cretine. Da, ideea generală era asta. Au început jocurile de culise. FRF nu o vrea pe U în Liga 1. FRF a permis înscrierea echipei Unirea Constanța în Liga 2. Și vezi, Doamne, asta este manevra prin care Universitatea Cluj va pierde 3 puncte câștigate grație victoriei albnegrilor, dacă vă aduceți aminte, cu 1-0 în fața dobrogenilor în etapa 3-a s-a întâmplat. Va pierde 3 puncte și probabil și promovarea, cred unii dintre suporteri. Mă, da, Universitatea va pierde cele 3 puncte pentru că nici eu nu cred că Unirea Constanța va duce nici măcar acest an până la capăt, pe teren, adică. Dar asta nu înseamnă că FRF a făcut vreo manevră să se întâmple așa. Da? 3 puncte, or să piardă și Concordia Chiajna, și FC Hermannstadt, și ASU Poli Timișoara, și Gloria Buzău, adică exact celelalte echipe care au câștigat în fața constanțenilor. Și atenție, că Gloria Buzău, Hermannstadt și Concordia Chiajna sunt 3 dintre echipele care au ca obiectiv promovarea în Liga 1, exact ca Universitatea Cluj. Deci reacția asta că FRF a făcut niște jocuri ca U Cluj să piardă cele 3 puncte câștigate în meciul cu Unirea Constanța e o cretinătate, o prostie care arată cât de mici sunt unii care gândesc așa. Când încep să cauți scuze de genul ăsta, apoi nu am promovat, pentru că am pierdut 3 puncte cu Unirea Constanța. Atunci e jale, prieteni. Repet, și Concordia, și Hermannstadt, și Gloria Buzău. Sau, mă rog, FC Buzău, ca să fim corecți. Adică de la 3 candidate la promovare vor pierde și ele exact 3 puncte, la fel ca U Cluj. Bun, dar mesajele astea, sigur că erau la pauza meciului cu Metalul Globus, când bucureștenii conduceau cu 1-0. Și evident că mesajele n-aveau, de fapt, nicio legătură cu rezultatul de pe tabelă. Apoi la final, când U Cluj a câștigat cu 2-1, toți internauții s-au liniștit, au uitat de manevrele FRF și toți aveau numai cuvinte de laudă la adresa evoluției clujenilor, care altfel au făcut un meci modest,
mă rog, modest, dar cu mult nerv. Nici n-avea cum să fie altfel, pentru că Universitatea Cluj este azi o echipă de mercenari, de zilieri, care trebuie să lupte până la capăt în fiecare meci pentru a obține cât mai multe victorii, cât mai multe puncte. Asta cu FRF face jocurile ca U să nu promoveze, hai să uităm. Problema Universității Cluj nu este Federația Română de Fotbal, ci unii dintre adevărații suporteri care au început ei să bage strâmbele alea de care vorbea Eric Linkar la finalul meciului cu Metalo Globus, da? După 4 victorii în 5 meciuri în campionat, nici Gigi Becali nu și-ar demite antrenorul. Iar dacă o parte a presei a speculat o presupusă problemă între antrenorul Linkar și conducerea clubului, este pentru că anumite persoane aruncă în mediul online astfel de informații false. Sigur că presa o va specula. O astfel de informație, fie ea și falsă, va fi preluată, pentru că face citiri. Nu trebuie să ne ascundem după degete, după cuvinte. Da? Noi spunem lucrurile pe nume și nu ne ferim de cuvinte. Dar cei care au defecat prostia asta ar cam trebui să-și dea două palme, să se autoflageleze, să-și revină și să-și vadă de treaba lor, de suporteri / foști conducători ai clubului. Pe urmă, am mai văzut că unii dintre adevărații suporteri au trecut la jigniri și la atacuri, din nou nefondate, zic eu. Da? Cum că secretarul general al Fotbal Club Universitatea Cluj, Bogdan Cantor, ar fi principalul vinovat pentru situația în care se află clubul. Situația financiară. Da? I-a acuzat omul că ar face jocurile unuia sau altuia dintre foștii conducători. I-a acuzat că nu se pricepe la sport, nu se pricepe la management. Bă, băieți și fete, eu îmi permit să vorbesc despre omul ăsta pentru că eu am lucrat cu el. Am avut o colaborare în urmă cu vreo 10 ani, mă rog, aproape 10 ani, la echipa de rugby Cluj. Omul ăsta, rețineți ce vă spun, da? Bogdan Cantor nu este uist cu U pe piept, pe tricoul de pe el sau pe sacoul pe care îl poartă. Omul ăsta, Bogdan Cantor, e uist cu U în piept. Omul ăsta a crescut în spiritul acestui club, în spiritul universității. Omul ăsta a fost capitanul echipei de rugby Universitatea Cluj la 22-23 de ani, ceva de genul ăsta. Pe vremea aia, cei care acum îl jignesc, sau unii dintre cei care îl jignesc, pe vremea aia îl aplaudau și îl îmbrățișau. Pentru că a făcut parte din acea echipă care a câștigat ultimele medalii. Mă refer la echipa de rugby U Cluj. Omul ăsta iubește în aceeași măsură fotbalul, rugby-ul, handbalul, tenisul. Iubește sportul în general, tot ce ține de Universitatea Cluj. Atâta timp cât am lucrat împreună la echipa de rugby, pot să vă spun că omul ăsta nu doar că nu umbla cu strâmbe, cum se spune, ba chiar, indiferent că pe mine, de exemplu, abia mă cunoscuse în perioada aia, da? Deci omul ăsta ne aduna la aceeași masă, pe toți cei implicați în echipa de rugby, pe toți cei care eram implicați în organizarea unui meci, să zicem. De la șoferul autocarului până la capitanii echipei, toți ne așezam la aceeași masă, la invitația lui Cantor, și discutam organizarea unui eveniment sportiv, adică a unui meci, a unui turneu. De la plecarea în deplasare până la întoarcerea în parcul Babeș, de la masa sportivilor până la amplasarea de bannere, până la repriza a treia de după un meci acasă. Totul era discutat față în față. Nu se discuta nimic pe la spate și nu se băgau strâmbe. Poate am mai făcut și greșeli, dar vorba aia, cine nu greșește? Iar în timp, eu cred că omul despre care vorbim, Bogdan Cantor, a devenit tot mai bun. Omul ăsta se documentează permanent. Cunoaște regulamentele de organizare nu doar din fotbal și rugby, ci și din alte sporturi. E pasionat. Omul ăsta e respectat nu doar de oamenii din Federația Română de Rugby, pentru că a fost rugbist. Și nu e respectat doar de oamenii din Federația Română de Fotbal. El este respectat de majoritatea oamenilor de sport din România. Că nu e o persoană comodă, e adevărat. Că nu stă foarte mult la discuții inutile, e adevărat. Dar să spui că nu se pricepe la sport e o inepție pe care numai o minte frustrată o putea arunca în spațiu public, la fel cum aceiași suporteri frustrați, ajutați un pic din umbră, de un fost mare oficial al clubului, au aruncat-o și pe aia că Eric Linkar nu se înțelege cu conducătorii clubului și că va fi dat afară în perioada următoare. În acest moment, FC Universitatea Cluj este condus de doi oameni. Cetățeanul Răduță Constantin, pe care știți că eu nu-l iubesc deloc, dar asta nu înseamnă că nu-i recunosc meritele, multe, puține, câte ori fi. Al doilea și ultimul om din conducere este Bogdan Cantor,
care străbate țara în lung și în lat și caută bani pentru club. Caută să împrumute bani pentru club, să se depășească situația asta în care este Cluj în momentul de față. Pentru că așa cum noi aici pe Sportal Ro am dezvăluit, problemele financiare ale clubului sunt mari. Datoriile sunt de peste o jumătate de milion de euro. În continuare mi se pare ciudat că nu se vorbește despre ele. Pentru că datoriile astea nu le-au făcut nici Cantor, nici Răduță. Cantor nici măcar nu cred că avea drept de semnătură în mandatele celorlalți conducători. Nu cred că putea el semna contracte cu fotbaliștii. Poate cu alții angajați și colaboratori ai clubului, dar colaborările alea nu au dus la datorii de peste o jumătate de milion de euro. Apoi, am mai văzut că o mare problemă este faptul că Răduță Constantin l-a adus în echipa lui pe avocatul Marcel Lăzăreanu, contestat de o parte a suporterilor. Că vezi, Doamne, ar face parte din vechea gardă a universității, că a făcut nu știu ce. Știm că toți foștii conducători de la Universitatea Cluj sunt acuzați că au furat clubul, că și-au făcut vile, că și-au făcut afaceri, etc. Păi Răduță l-a adus lângă el, în echipa lui, pe Marcel Lăzăreanu, pentru că clubul avea nevoie de un avocat. Și pentru că, da, face parte din generația președintelui Răduță Constantin. Am mai spus-o și n-am spus-o eu, că n-am inventat eu asta. Au spus-o analiști, da, sociologi. E absolut normal ca un lider să se înconjoare de oameni pe care îi cunoaște. Asta se întâmplă și în politică, și în business, și, evident, și în sport. Când eu am spus într-un episod al acestui podcast că fostul manager slash director general îl va lua lângă el în echipa lui de media, de marketing, pe Ovidiu Tebu, mamă, ce-a mai sărit omul în sus, că nu-i adevărat, că bag și o pârlițe, că aș fi ofticat, că aș fi frustrat că nu sunt eu cel ales. E, și ce să vezi, după ce a negat, a mușcat mâna care l-a hrănit, da? După ce a negat cu vehemență că ar face parte din echipa de media, de marketing, de ce vreți voi, a fostului oficial, a doua zi după plecarea stăpânului s-a dus și semi-oficialul la club, să anunțe că încetează colaborarea cu, dacă s-a dus stăpânul acum, ce să mai facă și el. Dar, repet, nu o spun asta cu răutate, nu e nimic greșit în a-ți aduce în echipă oameni cu care ai lucrat, oameni în care ai încredere. Apoi am mai văzut că e o mare problemă că Cluj a fost eliminată din Cupa României de Club Atletic Oradea. Eu cred, de fapt nu cred, sunt convins că sezonul ăsta Cupa nu era o prioritate pentru Universitatea Cluj. Au jucat meciul de la Oradea pentru că n-aveau de ales, că s-au calificat în faza 4-a și nu puteau să o dea la întors. Până la urmă a fost un meci de verificare. Eu așa îl consider, un meci de verificare în care Eli Clincar a testat niște jucători. Asigur că eliminarea doare, orice înfrângere doare, dar sunt absolut convins că această competiție Cupa României, adică nu era o prioritate pentru universitatea, nu anul acesta. Da? Cel mai fezabil argument, dacă vreți, este acela că fotbalistul român, fie el și mercenar, așa cum sunt cei mai mulți jucători ai universității în momentul de față, da? Fotbalistul român e obosit cel puțin o săptămână după fiecare meci. Deci un program încărcat suplimentar cu meciuri de cupă într-un sezon în care obiectivul este promovarea în Liga 1 nu era altceva decât oportunitatea perfectă pentru scuza preferată de fotbaliștii români. Suntem obosiți, tată, am avut și meci în cupă, alea, nu puteam să jucăm două meciuri la rând la aceeași intensitate. Asta este scuza preferată a fotbaliștilor. Dar, ca să închei cu Universitatea Cluj, problema este nu la nivelul conducerii, care deocamdată face o treabă bună, aș zice eu, și cred că sunteți de acord cu mine. Problemele sunt generate din rândul suporterilor, acei suporteri, manevrați de se știu ei cine. Evit să pronunț vreun nume pentru că în acest moment recunosc că nu am o dovadă palpabilă, dar bănuiala mea cred că se va contura. Se va contura cu siguranță în perioada următoare și atunci o să putem spune cu subiect și predicat cine suferă că nu mai e la U și așa la bâză aruncă mizerii prin presă. Dar hai să nu vorbim doar despre universitatea, că nici pe deal nu e mai bine, asta e așa, dacă vreți, aproape amuzant ceea ce urmează. Ați remarcat, bănuiesc că a fost o perioadă lungă, lungă, lungă de timp, în care despre CFR s-a vorbit numai de bine. Și pentru că toți știm problemele financiare și de altă natură ale clubului, decât să se dea informații din interior, care oricum ajung și la noi la presari, da? S-a dat un ordin clar să se evite lucrurile astea. Mai bine să se vorbească strict tehnic. Au jucat cu
cucuieții din deal au câștigat campionatul, iuhu, vor reprezenta România în Liga Campionilor, bla, bla, bla. Măi, oameni buni, nu știu câți dintre voi ascultați Radio România Actualități. Eu l-ascult și l-am ascultat și în vacanță, pentru că prin țări străine e cel mai ușor de prins și calitatea sunetului e perfectă. Deci, bă, băieți, când l-am auzit pe băiatul ăla de la sport, zicând, citez, în această seară, eroii noștri, campioana absolută a României, va încerca să întoarcă rezultatul din meciul turc cu Steaua Roșie Belgrad și să se califice în grupele Europa League, bla, 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 am râs. Deci cum? Eroii noștri, campioana absolută a României, mai râd odată. Și am râs cu poftă, răutăcios, sadic aș zice, și recunosc lucrul ăsta, când am văzut imaginile postate de un oficial al sârbilor cu bătălia din vestiar de după meci. Deci încă o dată, cum? Acolo unde e lapte și miere, acolo unde adiționalele fac legea, se mai dă și cu pumnul? Mă da, dar nu un adversar. Ei se caftesc între ei. Atâta armonie rar mi-a fost dat să întâlnesc. Bun, pentru necunoscători, campaniile astea de marketing, că totul e minunat, că sponsorii se înghesuie să alimenteze conturile clubului, că curg ofertele pentru Omranii și pentru ceilalți, astea sunt niște încercări disperate de a crea o falsă imagine de armonie. În realitate, fotbaliștii sunt frustrați pentru că au restanțe financiare, unele grosiere, se zice, dar angajații nu se iubesc între ei și nici ofertele nu curg. Nici banii de la sponsori nu sunt atât de mulți, cum se spune, prin presă sau parte a presei. Dar știm deja că sunt doar blablauri de când cu treaba aia cu elicopterele în loc de mașini de serviciu, de când cu panourile solare și cu Tesla, care voia nici mai mult, nici mai puțin decât să cumpere clubul, să-l transforme într-o forță a Europei care să se bată pentru câștigarea Ligii Campionilor. Mai râdem o dată? Ok, am râs și de data asta. Am văzut că s-a întors cetățeanul de onoare al Clujului, garantul succeselor, al titlurilor pe bandă rulantă. Mă mir că nu și-a asumat și ultimul titlu ăla pe care l-a câștigat Eduard Iordănescu. Numai că revenirea asta, nici nu mai știm a câta e, da? N-a fost așa cum se așteptau cei care conduc clubul. Băieții aia din nordul Moldovei, băieții aia de la FC Botoșan le-au cam încurcat planurile. Că armonia e de fapt o mega discordie, o demonstrează printre altele și înregistrarea apărută în spațiu public sau, mă rog, o stenogramă a unei discuții făcută publică de ProSport, cred, cu patronul Ioan Varga având un discurs motivațional absolut uluitor, cu înjurături, cu denigrări, cu jigniri, și încheiat atât de pozitiv cu motivaționalul I love you. Ca să zic așa, după toți anii ăștia în care s-a încercat vânzarea clubului, pentru că este cel mai profesionist, cel mai bine structurat, nici florile nu se ofilesc în gruia, e bine, cred că acum apar niște note de plată de peste tot și nu știu zău de ce cred că ultima înregistrare, sau mă rog stenogramă, e doar începutul unor noi dovezi de câtă armonie e la campioana absolută a României. Ea nu mi-aduc aminte numele redactorului care cuvânta la RRA, dar așa, strict tehnic vorbind, pentru domnia sa, o campioană absolută este aceea care câștigă campionatul și supercupa. Din ce amintesc eu, Universitatea Craiova a luat primul trofeu al sezonului, adică supercupa. Ok, închei și eu într-o notă deloc pozitivă, remarcând că la noi, la Cluj, nici când e bine, nu-i bine, indiferent că vorbim de Universitatea sau de CFR. În altă ordine de idei, felicitări, Maraducanu, pentru succesul de la US Open. Sportal. Singurul podcast de sport din România în care nu ne ferim de cuvinte.